O tragedie a avut loc sâmbătă seara pe o stradă din Timișoara. Un tânăr de 19 ani din Mehedinți a fost accidentat mortal în timp ce traversa neregulamentar strada. Mai multe detalii ne aduce colega mea Alina Dodenciu. Alina, te ascultăm! Bun găsit! Adolescentul de numai 19 ani a fost lovit în plin de un Audi înmatriculat în Gorj. Acesta se angajase regulamentar în traversarea străzii, chiar pe trecerea de pietoni. Șoferul bolidului de lux nu a mai putut frâna și l-a lovit pe acesta în plin. Șoferul, student la Politehnică de numai 21 de ani, era chiar din județul Gorj. Poliția a deschis acum un dosar penal pentru ucidere din culpă.